Dacă acum deșeurile medicale sunt colectate într-un depozit special și o dată pe săptămână o firmă autorizată vine să le preia pentru neutralizare, situația s-ar putea schimba. Ministerul Sănătății a solicitat Consiliului Local punerea la dispoziția unei suprafețe de teren aflată în folosința Spitalului Municipal pe care urmează a se construi componentele de investiții aferente proiectului de neutralizare a deșeurilor medicale rezultate din activitatea spitalicească. Acest lucru se va întâmpla pe fonduri europene ca urmare a hotărârii pe care Consiliul Local a luat. Ca urmare a unui studiu de fezabilitate, a unui proiect tehnic, a unor documentații pe care le-am realizat până în prezent și în cursul acestui an proiectul se va derula. Eu sper că undeva în luna septembrie vom fi apți pentru a pune în funcțiune acest centru. Tot prin acest proiect, echipamentele medicale necesare vor fi puse la dispoziția spitalului. Potrivit managerului, dacă lucrurile merg bine și proiectul este pus în aplicare, costurile anuale cu neutralizarea se vor diminua semnificativ. Proiectul este un proiect al primăriei Consiliului municipiului Medgiria, va fi amplasat în clădirile care sunt în spatele spitalului, unde a fost fosta spălătorie a spitalului, pe o suprafață de minim 80 de metri. Spitalul și-a angajamentul să pună la punct clădirea, să o amenajeze conform proiectului și conform normelor europene, după care, după ce va fi făcută construcția, reparația capitală a construcției, va veni toată aparatura, va fi montată de către firma specializată, firma care probabil va câștiga licitația la nivel de Ministerul Sănătății și vom reuși să facem niște reduceri financiare pentru spital destul de importante, având în vedere că lunar plătim la firma pentru a neutraliza aceste deșeuri în jur de 80 de milioane, vorbind de bani vechi, 8.000 de lei în bani noi. Avizele de mediu, precum și asigurarea utilităților, vor fi suportate de unitatea beneficiară. El va deservi spitalul, ambulatoriu, adică policlinica și toate dispensarele medicilor de familie din Medgidia, iar dacă în timp spitalul va putea să se acrediteze din punct de vedere al mediului, va putea să distrugă astfel de deșeuri și din alte unități sanitare din zonă. Autoritățile au mai anunțat că odată cu punerea în aplicare acestui proiect va fi modernizată și incinta unei clădiri pe care spitalul o are în administrare.